metempsihoza sau în reîncarnarea. Părinte, cum oare unii oameni, chiar și cultivați, cred în metempsihoză? Metempsihoza le convine oamenilor și mai ales ateilor și necredincioșilor. Este viclenia cea mai mare a diavolului. Diavolul îi ține într-o viață de păcat, cu gândul că sufletul pleacă și revine de mai multe ori în această lume. Ei, dacă de data aceasta nu reușești, le spune diavolul, vei reveni în viață și vei reuși a doua oară. Și dacă iarăși nu reușești, vei reveni, vei evolua. De aceea unii ca aceștia își spun, nu nimic dacă fac și acest păcat și nu le pasă. Trăiesc fără luarea minte și nu se pocăiesc. Vezi cum îi orbește diavolul și cum îi prinde în iad? Nu am văzut un micreșug al diavolului mai mare decât acesta cu care se adune pe oameni în iad. Și dacă diavolul te prinde bine odată, oare te va mai lăsa să te întorci? Aceasta este teoria cea mai rea dintre toate teoriile hinduiste. Odată seara târziu a trecut pe la colib un tânăr. La vremea aceasta, voinicule, vreau să citesc veceri, ne-ai spun. Încă te mai ocupi cu acestea, mi-a spus el și a plecat. A venit a doua zi și mi-a spus despre niște vedene. Ai folosit cumva hașii și îl întreb. Da, mai de mult. Însă atunci când am văzut vedenile, nu le mai foloseam, îmi spune el. Citești cumva despre metem psihoză? Da, îmi răspunde. De ei bine, aici o pățise. A citit despre metem psihoză, a intrat egoismul înăuntru său și a plăsmuit vedenei cum că în urmă, cu mii de ani, a fost un om mare și bogat. Apoi a văzut în vedene că s-a suit la cer, dar nu l aveau scris acolo și i-a spus să coboare. Diavolul îi făurise toată această fantezie. Toate acestea sunt basme, spun, iar tu le crezi? Din nefericire există și oameni cu cultivați care cred în astfel de bazaconi. Acolo, lângă colibă, era un măgar pe care l-am numit Naser, deoarece era vioi. Într-o zi a venit un grec care trăia în Elveția și a auzit că îl strigam pe măgar Nasser. După o vreme, când a venit din nou, a adus o cutie cu dulciuri ieftine și o alta cu dulciuri scumpe. Acestea sunt pentru sfinția ta, mi-a spus și mi-a dat dulciurile cele ieftine. Dulciurile cele scumpe sunt pentru Naser, a adăugat el. Mi-am dat seama încă de data trecută că acesta este Naser. Atunci când l-am întâlnit, mă privea cu o privire tristă și mi s-a frânt inima. Credea că Naser se încarnase și devenise măgar și chiar credea aceasta. Bre, ești sănătos la cap? L-am întrebat. Eu l-am numit Naser pentru că era un măgar vioi, dar în niciun chip nu credea ce-i spuneam. Și aceasta nu e nimic, să vă spun altceva mai grozav. Cu mai mulți ani în urmă au mers niște germane în Creta să facă o comemorare a germanilor care fusese uciși acolo în timpul ocupației lor. În timp ce făceau comemorarea, trece un cretan cu măgarul său încărcat cu diferite lucruri. Când măgarul i-a văzut pe oameni adunați acolo, a început să ragă, unul dintre germani a crezut atunci că Măgaru era fratele lui care murise în război și se reîncarnase. Credea că le recunoscuse și îl salutase prin regetul lui. De aceea germanul a luat poziție de drept și țac la salutat militărește. Și pune-te pe bocete. Apoi se duce repede la țăran și îi spune, cât vrei pe el, că l vreau să-l cumpăr. Bre, du-te de aici, îi spune țăranul. Germanul îi număra mărcile, atâtea, atâtea, Dute și lasă-mă, îi spune acela. În cele din urmă îi spuse ceva. Bre, prostule, îl plătește pe măgar ca pe Mercedes. dă l Atunci a luat lucrurile de pe măgar, i-a scos amarul, l-a eliberat, iar germanul l-a luat cu ochii în lacrimați și l-a dus în Germania. Este adevărat, părinte? Este o întâmplare foarte adevărată. Dacă nu aș fi auzit aceasta de la un om serios, nu aș fi crezut nici eu. Metempsihoza sau reîncarnarea este o teorie plină de rătăcire, potrivit cărea sufletul după moartea trupească intră în alt trup sau un animal și străbate astfel un ciclu nesfârșit de morți și renașteri.